Primul lucru care ar trebui clarificat în legătură cu ziua de azi este cel legat de această întâlnire pe care a întreprins-o domnul Ciolacu, Marcel, cu liderii locali. Și vreau să vă întreb dacă aveți această informație că se pune problema sau se pune în discuție comasarea sau mersul pe liste comune cu PNL-ul. Vă rog. În primul rând e de tradiție că premierul, președintele partidului, se întâlnește la început de fiecare sesiune parlamentară cu grupurile reunite și cu liderii din teritoriu. Da. De altfel, asta nu e o noutate și o avem tot timpul. Avem și Consiliul Politic Național, deci nu e niciun fel de problemă. Nu e un secret din lucrul ăsta. În altă ordine de idei, temele ridicate de dumneavoastră, și anume eventualitatea comasării unor alegeri, pentru că știți foarte bine, politica e arta compromisului și colegii noștri de coaliție, de guvernare, văd că fac din treaba asta subiectul începutului de an. La acest moment, din ce știu eu, nu s-a luat încă o hotărâre, se discută, bineînțeles că se discută în interiorul partidului, bineînțeles că se va mai discuta și zilele următoare. Ulterior, liderii partidului vor ieși să anunțe ce hotărâre a luat deci, partidul. Iau din ce mi-a spus dumneavoastră că e un subiect în desfășurare, nu e clasificat, domnule, nu se comasează alegerile sau nu se merge pe liste comune. Pe liste comune mi-e greu să spun că se va merge pe liste comune sau există și posibilitatea lăsării organizațiilor să-și facă, dacă consideră necesar, eventuale alianțe. Există această posibilitate, de altfel unii lideri au mai spus-o zilele trecute pe posturile de televiziune. Dar vorbiți aici despre alegerile locale. Bineînțeles că europarlamentarele nici nu poate fi vorba să avem liste comune, pentru că suntem în familii politice diferite și în niciun caz nu putem merge unul la unul. Că n-are cum, pentru că PSD-ul are un scor, iar PNL-ul vedem cu toții cam ce scor în preferințele electoratului are. Păi ce trageți după dumneavoastră, domnule Gădei? De ce? Doamna Stoica, sunteți și dumneavoastră acum moderator de televiziune să mă întrebați? Doamna Diana Stoica, dacă vreți să-l întrebați ceva, trebuie să ne ziceți nouă și îl întrebăm noi. Aici sunt niște proceduri. Îmi permit să glumesc. Nu mă interesează PNL-ul, nu mă interesează scorul PNL-ului, nu mă interesează listele lor, nu mă interesează... Păi, înainte să-i dăm cuvântul, doamne Stoica, vă spun că vă interesează pentru că va trebui să guvernați cu cineva, ori dacă la PNL se schimbă această conducere... Ce v-a fost supusă? Mai mult decât orice mă interesează ca Partidul Social Democrat să câștige toate alegerile, astfel încât să nu fie niciun fel de problemă. Super. Am o întrebare.